Bine ați venit la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea care vă dezvăluie tainele șahului, dar vă și provoacă la logică. Sunt Bogdan Muzgoc și astăzi vă invit împreună cu Delia Duca Iliescu în lumea captivantă a șahului. Emisiunea noastră se difuzează în fiecare sâmbătă la 12:30, dar și duminică în reluare de la 13:30. Săptămâna trecută a avut loc a 12-a ediție a turneului internațional de șah feminin Memorialul Maria Albuleț, un eveniment sportiv organizat anual în Brăila. În perioada 2-9 octombrie s-a desfășurat la Brăila a 12-a ediție a competiției Memorialul Maria Albuleț, turneu organizat de municipalitate cu sprijinul Federației Române de Șah. Competiția s-a desfășurat sub forma unui turneu open internațional feminin cu 9 runde, oferind participantelor posibilitatea obținerii de norme de mare maestră și de maestră internațională. Memorialul Maria Albuleț își propune promovarea șahului și omagierea celei care a fost marea maestră internațională Maria Albuleț, cea mai puternică jucătoare de șah din România în anii 50. Turneul a fost câștigat cu 6,5 puncte de marea maestră din Ucraina, Anastasia Rahmangulova, urmată de compatrioata sa, Evgenia Doluhanova, iar pe locul 3 s-a clasat Andreea Cristiana Navrotescu, cu 5,5 puncte, care a reprezentat culorile Franței. La egalitate de puncte, pe locul 3 au fost și maestrele internaționale Andreea Mărioara Cosman din România și Svetlana Petrenko din Republica Moldova, clasată pe locul 4, precum și Elena Luminița Cosma, ocupanta locului 6, marea câștigătoare de anul trecut. Tot cu 5,5 puncte a încheiat turneul și Denisa Andreea Bucur, candidat de maestru, precum și maestra Daria Miruna Lehaci, ambele reușind astfel o clasare în prima jumătate a clasamentului pe locurile 7 și 8. Tripla campioană națională în 1951, 1956 și 1957, Maria Albuleț a obținut împreună cu Margareta Teodorescu titlul de vicecampioană olimpică în anul 1957 la Olimpiada de șah din Olanda, unde echipa României a cucerit medalia de argint, având același punctaj cu formația campioană din Rusia. O altă performanță a Mariei Albuleț datează tot din anul 1957, când a obținut locul întâi la turneul zonal de la Cracovia, succes care i-a permis să acceadă la turneul candidatelor, competiție în urma căreia se desemnau jucătoarele ce urmau să se confrunte pentru titlul mondial la șah. Directorul de turneu a fost maestrul FIDE Nicola Doroftei, iar arbitrajul a fost condus de Sebastian Volcinske. Astăzi vă propunem spre rezolvare următoarea problemă de șah compusă în anul 1916. Alb, rege B7, damă G7, turn B2 și cal C1. Negru, rege A3, damă D2 și pioni în B4, B5 și D5. Enunțul diagramei este: albul mută și dămat în 2 mutări. Vă invităm să ne trimiteți prima mutare a albului pe adresa de e-mail shaharondrealitatea.net. Soluția diagramei va fi prezentată în ediția următoare. În timpul unei competiții de șah, un mare maestru ar trebui să fie o combinație dintre o fiară de pradă și un călugăr, spune Alexandru Alein, mare maestru internațional rus de șah și campion mondial în prima jumătate a secolului al XX-lea. Delia Duca Iliescu vine cu noi provocări, cu noi diagrame, cu noi probleme. Haideți să o urmărim! Bine v-am regăsit! Astăzi vom vedea două diagrame foarte interesante de mat în 2 mutări, în care avem o blocadă completă în poziția inițială, adică indiferent ce ar juca negrul, albul are un mat pregătit, dar trebuie să găsim acea mutare singura prin care ne păstrăm poziția bună a pieselor și reușim să dăm mat la a doua. Interesant este că albul nu ar putea sub nicio formă să captureze acea damă și să mai câștige această poziție, chiar dacă are atât de multe piese în plus în acest moment, pentru că ar fi pat, este o poziție de pat, negrul este la mutare, nu are ce să joace,
Câmpurile din jurul regelui sunt controlate cu ajutorul damei albe, iar nebunul nu poate juca pentru că ar fi legat de turnul nostru. Dacă nu poate să plece pentru că regele negru ar rămâne în șah. Așadar, capturarea damei ar fi o gafă, nu doar că nu ar asigura matul în exact două mutări, dar partida s-ar încheia cu remiză. Și totuși, este ușor de observat, cum spuneam, că dacă negrul ar fi la mutare, albul ar avea câte un mat pregătit. De exemplu, atunci când ar captura negrul turnul, albul ar putea să joace G4 și ar fi mat, tocmai pentru că dama a plecat de acolo și nu mai controlează câmpul G4. La o plecare din damă pe alt câmp, negrul ar putea să captureze în H4 și ar fi mat. Iar dacă negrul s-ar corecta și ar pleca din acea damă pe câmpul G4, acum nu mai putem să capturăm nebunul cu mat, dama apără în H4, dar a blocat câmpul G4 și am avea dama H7 cu mat. Dama nu mai trebuie să controleze în G4, iar în G5 avem și calul care controlează acel câmp. Așadar, din poziția inițială, albul ar avea un răspuns pregătit la mutările posibile ale negrului. Chiar și la mutarea din nebun, se observă că s-ar pierde controlul câmpului G5 și astfel ar fi mat. Aceleași maturi le vom vedea și în diagrama finală. Diagrama pe care o avem după prima mutare a albului. Felicitări celor care au găsit mutarea de așteptare a albului și anume turn H2. Pentru cei care se întreabă de ce nu ar fi putut albul să joace pur și simplu din rege, ei bine, indiferent unde am fi jucat din rege, chiar și în D4, i-am fi permis negrului să dea un șah și astfel nu aveam mat la următoarea. Așadar, singura mutare prin care albul își păstrează poziția bună a pieselor, prin care poate să dea mat în exact două mutări, era turn H2. După turn H2, variantele seamănă foarte tare cu cele pe care le-am arătat anterior. Practic, nu s-a schimbat aproape nimic. De data aceasta, dama capturează în H2 și nu până în H1, dar efectul este același. A pierdut controlul câmpului G4 și putem să dăm mat cu pionul. Dacă încearcă să plece din damă, pierde controlul câmpului H4, unde capturăm cu turnul. Iar dacă încearcă să se corecteze și să apere în continuare în H4, avem damă H7 cu mat. Aceleași maturi pe care le-am văzut în jocul aparent există și la plecarea din nebun. Indiferent că joacă în G3 sau chiar și în G5, este irelevant. Pierde, practic, controlul câmpului G5 și poate fi capturat. Și ultima posibilitate de apărare a negrului ar fi să captureze pionul albului din F6 cu ajutorul nebunului. În acest caz, capturăm pur și simplu nebunul și este mat. O diagramă destul de ușoară, pentru că se puteau vedea acele maturi încă din poziția inițială și totuși trebuia găsită mutarea de așteptare cu ajutorul căreia ne păstrăm poziția bună a pieselor. Continuăm cu o altă diagramă de mat în două mutări cu un plan asemănător. Continuăm cu o altă diagramă de mat în două mutări în care albul nu mai are atât de multe piese la dispoziție și totuși va reuși, printr-un procedeu similar, să câștige. Și în această diagramă, cea mai slabă mutare a albului ar fi să captureze acea damă, pentru că de data aceasta
nu doar că nu ar mai câștiga, ar rămâne cu un singur nebun, ci negrul ar transforma chiar damă și astfel albul ar pierde această poziție. Așadar, capturarea damei nu este o soluție. Și totuși, dacă albul ar putea să nu mute, dacă negrul ar fi la mutare, albul are câte un mat pregătit pentru orice mutare a negrului, și anume, observăm că regele alb nu poate să joace de pe acea poziție și să dea astfel un șah prin descoperire de la nebun, care ar fi foarte periculos, dama fiind legată cu ajutorul turnului nostru, nu ar putea să intervină și ar fi mat. Albul nu poate să dea acel șah pentru că nu are niciun câmp la dispoziție. În E4 nu ar fi șah, rege F4 nu poate să joace din pricina nebunului, pe coloana G din pricina damei, iar în E3 de asemenea din pricina damei, iar câmpul E2 este controlat cu ajutorul pionului negru. Așadar, albul nu reușește să dea acest șah la prima mutare, însă mutările negrului i-ar permite un astfel de șah. De exemplu, dacă negrul ar fi la mutare și ar decide să captureze acest turn, dama a plecat din G1 și acum albul ar juca spectaculos rege F2 mat, un singur nebun și totuși ar fi mat. Așadar, negrul nu poate să captureze turnul, nici mutări de așteptare nu sunt bune, bineînțeles. Plecarea din dama ar însemna pierderea ei și ar fi mat. Chiar dacă ar da șah, nu l-ar ajuta pe negru. Așadar, plecarea din damă pe linia întâi ar fi urmată de mat, iar la înaintarea pionului s-ar pierde controlul asupra câmpului E2 și albul ar da din nou mat, folosindu-și nebunul din D4. Mai mult, chiar și la plecarea nebunului s-ar pierde controlul câmpului F4, indiferent unde ar juca nebunul, chiar și în F4, regele alb ar putea să joace acolo și ar fi mat. Și la singura corecție posibilă, nebun G3, astfel încât să controleze în continuare câmpul F4, ar închide accesul damei către câmpul G4 și astfel albul ar avea rege G4 cu mat. Așadar, cu toate că negrul are mai multe piese, totuși, dacă negrul ar fi la mutare, albul ar câștiga cu ușurință. Și atunci se pune întrebarea ce ar trebui să jucăm astfel încât să menținem poziția foarte bună a pieselor și să reușim totuși să dăm mat la a doua. Pentru că am văzut că am avea această șansă dacă negrul ar fi la mutare. Turn A1 nu putem să jucăm pentru că ar fi capturat cu ajutorul nebunului. Turn D1 de asemenea, pentru că ne-ar captura turnul chiar cu șah. Și nici măcar turn E1 nu este suficient, pentru că la plecarea damei controlează în continuare în F2 și am putea să dăm un șah cu regele în G4, dar nu ar fi mat. De data aceasta, dama ar putea să împiedice să bareze șahul și astfel albul ar pierde. Așadar, revenim la poziția inițială și găsim, oarecum prin eliminare, singura mutare prin care să rezolvăm această diagramă de mat în două mutări și aceea este turn C1. După turn C1 se mențin toate variantele pe care le-am văzut încă din jocul aparent. De data aceasta, dama nu mai capturează până în B1, ci capturează în C1, dar efectul este același, putem să jucăm rege F2 și este mat. Cum spuneam, toate celelalte variante rămân neschimbate. Dacă încearcă să plece din damă, o vom captura și este mat.
Dacă, indiferent unde, în F1 sau în E1, dacă înaintează pionul, avem rege E2 cu mat, dama nu poate să bareze șahul pentru că este legată, iar dacă încearcă să plece din nebun, am văzut, se pierde controlul câmpului F4. Așadar, aceasta a fost cea de-a doua diagramă în care albul, asemănător cu poziția văzută anterior, a făcut o mutare de așteptare pentru a-și menține poziția bună a pieselor. Vă aștept și data viitoare cu alte diagrame foarte interesante. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Așteptăm, desigur, și comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Noi vă așteptăm!